Bună ziua, comandus! Bine ați venit la Papi Kitchen! Astăzi, pentru prima oră, să pun la burcan plante herbe de Provence sau plante aromatice de aici, din Provence, din Franța, cu sare. Este o practică bine rodată aici, în sudul Franței. Avem aici o varietate, de fapt, două varietăți de cimbru. Cimbru sălbatic, care îi zice tim, așa, și sariet, care e tot un fel de cimbru cu frunza mai lată, dar nu e ca cimbru la românesc. Aici avem mentă, din care ați văzut pe canalul meu câteva video cu cei de mentă și cu cei de mentă și cu sirop de mentă, dar eu o să bag în acest trio cu sare pentru a parfuma în viitor grătărelele care o să le fac. Miam, deja o să simt că o să iasă ceva frumos. Deci o să pun niște sare mare grunjoasă, asta vine la sfârșit, și o să mai preserez niște piper, așa, pentru mai mult peps. Dar să trecem la treabă. Deci prima oară trebuie să ne debarasăm de tulpini. Pentru aceasta trebuie să luăm fiecare crenguță în parte și nu avem decât să o strângem așa. Ia uite ce frumos sună. Wow, ce parfumată e! Mamă! Când o să vină invitați la mine la grătărel și o să pun niște ierburi de-astea deasupra, ultima oară, sau chiar și pe foc. Wow, o să rămână încântați! Așa, și facem așa cu toate, alegem bine, că eu am pus și am luat și mai uscate, de fapt l-am luat așa și am zis că atunci când l-am luat la, l-am tăiat la rând și am zis că atunci când o să fac video, o să aleg una câte una, pentru că o să am timp. Ok, ceea ce fac acum, bineînțeles că nu o să vă țin tot clipul, alegând de fiecare, fac câte ceva, după aceea, la sfârșit, rămâne video întreg. Bun, deci vedeți, le presez așa și ele cum sunt uscate, bine, bine, le-am uscat la grădină. Ia uitați ce, wow, dacă ați citit ce miros frumos are. Extraordinar. Astea. Și ceai poți să faci. Din toate poți să faci ceai. Care e foarte, foarte bun pentru sănătate. Wow. Nici nu știam că miroase așa. O să mai pun că mai crescut. Ok. Bun. Wow. Ce mi-a înțeapă nasul. Deci cu menta am terminat. Absolut miroase, are un parfum extraordinar. Extraordinar. Ok, hai să trecem la... Să trecem așa la... cimbrul ăsta sălbatic, timul. Asta este, aici e tot mentă. Asta e, să vedem, încercăm să-l facem așa. Ia uite ce frumos cade. Puteți să le tocați și verde, dar verde trebuie să le uscați după aceea în... Trebuie să le uscați după aceea în cuptor. Vedeți și bețele astea. Putem să le strângem și le punem așa pe foc. Să-i dau un miros așa de cum să numesc, de cimbru. Ok. Ia uitați. Dacă strângem așa și toate acișorile astea. Wow, ce frumos miroase. Absolut. Încântător. Se sala Provence. Perfectos. Crenguțele nu o să le arunc, o să le
de strâng. Ia uitați. Hai și cum? Ultima. Să o facem în două. Țin bine nasul. Dacă n-ai parfum acasă, te freci cu niște plante de-astea aromatice și ai rezolvat treaba. Ai rezolvat treaba. Uite, luăm toate crenguțele astea așa. Bun. Bun, am terminat și cu ultima. Așa. Urmează sarietul. Asta tot așa. Asta ce era? Era mente. Uitați. Am luat pe toate odată să vedem. Sper să reușesc să... Punem și crânguțele astea aici. Așa. Perfectos. Și acum adunăm așa cum putem crânguțele astea ce au mai rămas. Wow, ce avem aici. Asta mă ține un an de zile, poate. Numai la grill merge. Sunt niște arome puternice și mâncare nu prea merge, sau merge foarte, foarte puțin, dar oricum ați văzut de pe insula la Reunion am adus multe, multe ingrediente exotice și mai am pentru câțiva. Ok. Și acum de ce am pus pe prosop? Ia să vedem dacă ghiciți. Lăsați-mi un comentariu. Uite așa. Mai luăm cât putem bețișoarele astea. Atenție, nu e marfă din comerț. E marfă făcută de casă. Deci e riscul meseriei să mai fie cât un bețișor. Oare dacă aș cerne, ce-ar fi? Deocamdată se frec așa. Și deci, de fapt, prosopul servește la asta. Să-l strâng, uite, așa. Și să îl macin așa prin strângere. Am mai dat și pe lângă, dar bine că avem aspiratoare. Uite așa, pregătim crătărelul. Să auzi că mai trosnește. Oh, mai dau și cu capul pe sus pe aici. Ia să vedem ce avem aici. Ia uitați ce avem aici. Wow, ce super. E de ajuns fără mățeala și o să încerc să vedem dacă pot să macin. Să pun lichenul ăsta aici. Uite așa. În sit asta. Reces. Wow, ce finese. Da.
la sfârșit o să rămână niște bețișoare. Perfectos. Am văzut ceva? N-am văzut nimic. Uitați, hop, pun așa și îl dau așa prin sită. Când sunt bețișoarele scot. Da, să mai sunt câte unele. Bun, revenim la sfârșit. După ce terminăm operația asta. Ok? Ok, aceasta este mixul meu de herb de Provence. Ia uitați. Ia uitați ce marfă avem aici. Perfect. Și acum punem sare după ochi. Sarea cum se pune? Sarea se pune în funcție de cantitatea de ierburi de Provence. Adică când pui puțină sare, trebuie să aibă și o cantitate de fapt, după ochi, n-am nicio rețetă să vă dau. Ideea e când pui sare așa pe cărniță, să fie și puțină sare, dar și puțină, să nu fie nici prea multă sare, nici prea mult ierbă de Provence, ok? Uite. Perfectus. Sarea mi s-a părut cam umedă, deci trebuie să o mai las să usuce. Deci luăm așa, hop, aruncăm așa cum aruncă salt belt. Sare foarte, foarte puțină. Asta cred că ajunge 2 ani de zile. Wow! Perfectos! O să-l pun din nou pe cărpă și o să-l las puțin la uscat. Și o să mai vin cu clipul când îl bag la borcan. Ok? Până atunci, au revoir! Am pus-o așa la uscat pe ștergarul acesta și în 2-3 zile o să se mai zvânte din sarea care a fost umedă. Deci acum vă zic au revoir. Ok, ia uitați ce avem aici. Sarea era puțin umezită, am lăsat-o afară la uscat, s-a uscat perfect. Miroase excelent. Excelent, așa, câteva grâne pe cărniță, pe foc, wow, o să dea un miros absolut minunat. Nu ne rămâne decât să o băgăm la borcan, uite așa, am făcut după ochi și asta cred că ajunge vreo, să zic așa, ajunge cred că un an de zile. De fapt, până anul viitor, până să fac din nou plantele aromatice. Ok. Ia uitați. Miroase mai mult a mentă. Și bun, îmi place. Perfectos. Bun. Aici se încheie acest episod. Uitați ce frumos a ieșit. Puteți să vă faceți și voi acasă. Puteți să puneți mai puțină sare. Dar eu am făcut destul de echilibrat. Adică să punem puțin și să învăluie de parfum, de mireasmă, să învăluie, zic, carnea care o punem. Merge bine la carnea de vacă asta, la pastramă, la oaie, merge excelent. Bun, vă mulțumesc pentru atenție și vă spun pe data viitoare, au revoir!